Situația din iarnă, când prețurile electricității pe piața spot a bursei Opcom au crescut puternic, este în vizorul Consiliului Concurenței. Instituția analizează o serie de suspiciuni cu privire la cauzele care au dus la majorarea nejustificată a prețurilor în acea perioadă. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Acesta a fost întrebat dacă există bănuiala că producătorii de energie s-ar fi înțeles între ei pentru a crește prețul după un episod de vreme severă. S-a ajuns astfel ca în luna februarie prețul energiei la tranzacționare să crească și de două ori față de luna precedentă. Nu am bosat cu toții că pe fondul unor condiții climatice ex excepționale, dar prețul electricității a crescut. Sunt o serie de actori de pe piață da, care ne-au contactat și vor să, să, aibă discuții privind evoluția prețului. Ok, vom culege elemente din discuțiile cu ei, dacă considerăm că sunt că avem indicii suficiente pentru a deschide o investigație, vom deschide. Consiliul concurenței se va concentra și asupra serviciilor conexe. Companiile trebuie să lase piața să funcționeze. Dacă societățile care au monopol natural și-au folosit acest monopol ca să forțeze apoi consumatorii să plătească prețuri exagerate pentru lucrările de conectare la rețea, atunci o să aplicăm sancțiuni. A menționat Bogdan Chirițoiu, citat de news.ro.